Mai da! Ce nu place, Marin? Marine, de ce cazi cu mine, Marine? Unde a fost cheia, mă, că ți-a zburat? Îmi bate inima, nu știu cum să vă arăt. 3, 2, 1... Salutare tuturor și bine ați dat click! În sfârșit am venit și eu la un nou ATV vlog. Nu m-ați mai văzut de mult. Nu te-am mai văzut de mult nici pe tine, dar nici pe... Marin! Marin, care, dragilor, a pornit la sfert. De foarte multe luni de zile acest ATV nu a mai fost pornit. Ați văzut pe TikTok că am postat acel video. Chiar nu mă așteptam să pornească. Eu am venit pregătit să-l băgăm pe redresor, dar a pornit la prima cheie. ATV care poate fi al vostru la 100.000 de followers pe Instagram la Goguci. Da, ați auzit bine. Acest ATV poate fi al tău dacă ne strângem până pe 1 ianuarie 100.000 de oameni pe Goguci pe Instagram, Goguci peste tot. Așa că haideți pe Instagram, dați un follow, puneți notificările, intrați pe grupul din descriere și dați share profilul meu de Instagram pe la toți prietenii voștri ca să dăm acest ATV. Eu vreau să-l dăm până pe 1 ianuarie, mi-ar plăcea enorm, de fapt și mie și lui Rares să-l dăm de Crăciun. Pentru că urmează un alt ATV al lui Rares, da? Nu poate Rares să mai stea pe ăsta, are real, are puțin kilometri, ATV-ul merge cam prima zi. A fost omorât, desigur că de-aia sunt ATV-urile pe piață, se le omor, nu se mergele la magazin. Se intra și pe grupul de Discord aici în descrierea acestui vlog și știți voi ce să faceți, un comentariu, aia, ați văzut, v-am zis, dacă vreți vloguri, jos în comentarii, trebuie să lăsați și voi un like și un comentariu ca să se justifice toate astea. Hai să vă mai arăt și pe Marin, că nu l-ați mai văzut de mult. Cam așa arată, aproape plin de sticăre. Totul e aproape nou la el, e un pic cam omorât. Spune de evacuarea aia că nu are sită și s-aude tatii meu, bine da, de tot. Da, tatii meu, nu mai are sită, s-aude chiar tare. Ce zici, Rareș, dacă dă lumea spam în comentarii să colantăm acest ATV CFMoto 110 din roșu, să-l facem o altă culoare? Îl colantăm dacă dă lumea spam? Da. Să știți că nu am vorbit, noi vorbim acum pe bune, nu avem nimic stageuit, așa cum am obișnuit, sunt pe bune toate vlogurile. Bine, mai glumim mici colo, vă dați seama. Ia uite, bă, flexul ăsta câtă blană e, mă, că ești gurița lui. V-am zis, flexul este un lucru pe care nu-l voi da niciodată. Atât de mult îmi place acest ghidon flex. Am ținut bine, am pus la naftalină ghidonul original, pentru că acest ATV ori îl dăm giveaway, depinde cum se mișcă YouTube-ul, sau dacă îl vând, îl voi vinde cu ghidonul original, în niciun caz cu flexul, pentru că I love it, fraților, este altceva. Incredibil. Mă rog, mai departe. Acum hai să vă râși pe Georgiana. Georgiana care, săraca, după cum vezi, bă, reușit că nu mai am anvelope. Știu că poate pe cameră pare că ar fi, dar nu mai sunt. Uitați, aici trebuie să aibă găurele din astea. Nu mai au. Uite aici, să mai vede o leacă, vedeți? Dar aici nimic, gata. Asta a fost. De data asta chiar vom schimba anvelopele, nu mai stau fără ele. Dar mă rog, hai mai arată, ce voiai să mai arăți? Evacuarea aia? Da, are, evident că are tobă sport, că nu rezistă el cu toba normală. Trebuie să și o schimbe el mereu așa. În rest e plin de sticăre ca al meu. Îmi place foarte mult că și-a pus emblemă BMW aici. Ăsta e noul BMW X10. BMW X10, ghidon flex, carburide, sticker cu peții, LED bars. Cine e nou pe acest canal? El este Rares, eu sunt Goguci, Goguci peste tot pe TikTok și pe Instagram, vă invităm să dați un follow, el este Rares și îl găsiți la mine pe toate conturile. Vreau să vă mai zic că dăm giveaway și LED baruri, pentru că avem 50 și ceva de kilograme de LED bars, vedeți vlogul anterior, sau cu două vloguri. O să dăm căști, echipamente, armuri, ghete și așa mai departe, tot ce înseamnă off-road related. Și urmează giveaway din nou, al treilea GoPro pe care îl dăm, GoPro 13, fiți activi peste tot. Și dacă vreți și un ecran Carpyrite, care, by the way, găsiți jos în descriere, link cu reducere, cea mai mare reducere până acum, link cu așa ceva. Hai, bă, Rareș, mergem și să facem o frucă de aia mini pe aici sau vrei să facem să stăm aici, să stăm la o cafea, ce facem? Nu pot să beau cafea. Așa e, bă, că tu n-ai vârstă, ai doar 18 ani. Ai 10? Da. Dar chiar ai văzut că toată lumea te întreabă câți ani ai, câți ani ai, câți ani ai, câți ani ai? Am 10 ani, aproape de 11 ani. Când este ziua ta? Pe 7 mai. Pe 7 mai, dacă avem companii care vor să-i trimită ceva lui Rareș de ziua lui, să-i trimită pe 7 mai. Așa, hai, mergem la off-road? Da, hai. Hai, fă tranziția, dă una în cameră, că nu mai pot. Bun, și ați vrut să vedeți cât prinde ATV-ul meu, așa că acum o să vedeți. Goguci va sta în spatele meu și o să vedeți la el pe bord cât mi-a prins ATV-ul. Să vedeți aici pe ecran cât prinde CFMoto 110, top speed-ul lui, da? 3, 2, 1... Are 52 până acum, 49, 48. Dai, că vine praful, vine praful. N-a avut un să-i dea, fraților. Prinde vreo 52, cred.
N-ai avut unde să-i dai maxim, nu-i așa? Că durează viral sau de ce? Nu, i-am dat maxim. Maxim? Da. Păi trebuia să ia vreo 56, ți-a luat 52 maxim. Da? Da? E lumea era, bă. Hai, lasă că băgăm noi o cheie, ce bani e, să vezi ce viteză prinde. Hai, mă, țin după tine, unde vrei să mergem? Ce urcare ziceai tu? Acolo. Încolo? Da, te ții după mine. Mă țin după tine, mai are grijă, da? Da. Niciodată să nu vă aventurați, fraților, oricât de mult show-off ați vrea să faceți, nu vă dați mari la prietenii voștri. E mai importantă viața voastră decât lăudatul în sine. Și off-road-ul trebuie să fie despre fun, distracție, să ne simțim bine, nu să facem vreo boacănă, da? De luni de zile nu m-a mai plimbat. Și ATV-ul ăsta să ia și la prima... Mare rișcă, se văd. Ocolește până stânga! Sau intră, dacă intri, intră ușor! Da. Ia mă asta. Eu cream că nu mă lasă. Ia uite pe Georgiana. Cum se simte Georgiana după ce m-am dat cu Can-Am 1000R 2025 101, că ai putere. Can-Am-ul are putere, are putere, tată. Are putere, despre ce vorbim, dar pune puterea așa lean. Zici că e un S-class. În schimb Georgiana, uitați-vă, 2x4. Au ce zvâcâză, înțelegi? Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. E zvânoasă, zvâcoasă, zvâ... Putare, Mangalia, oh, stai să mă uit eu, tată. Dacă urci asta, trebuie să stai numai pe stânga, în niciun caz te duci în groapa aia. Știi să te arunci după el în caz de ceva, da? Da. Îl lași de încolo, te dai tu jos după el să nu pățești nimic tu. Da. Că nu e de joacă cu asta, da? Nu știu, că nu mai vreau. A, bă, Rares, lasă frica deoparte, frate, că ești cu mine aici, ce ai? Păi și dacă nu urcă? Urci, trebuie să-ți iei, te dai o leacă mai în spate, îi dai top speed, efectiv în continuu, treci peste aceste... urme, să zic așa, iar acolo trebuie să te urci pe stânga, unde sunt frunzele. Da. Eu acum voi da foarte tare, ca să iau cât mai multe frunze de acolo, ca să vezi drumul. Dacă mă opresc acolo, opresc motorul și claxonez, înseamnă că urci, da? Așa învață, fraților. Mă duc eu primul și mă duc 2x4, desigur, deși mama are asta o putere. Credeți-mă, cred că 80% din rampele urc în H. Mi se pare că H-ul trage mai bine acolo, de la 0 încolo, decât L-ul. Dar și L-ul când intră, atât, atât, e suficient, e suficient! Și am plecat, hai să vedem ce e față. Mamă! Aici s-a putea să am emoții cu el, pentru că aici, a? Hai mă cu ea. Uite, uite, mi-a lunit, bă. Și până aici ar putea. A urcat, bă. Mie-mi e frică, nu tot nu vreau. Îmi bate inima, nu știu cum să vă arăt. El o să aibă emoții, for sure. Poate urcă și mai sus. Vedem cât poate să urce prin ghindelul. Uite aici m-a aruncat, nu știu dacă vedeți cum mă aruncă de spate. Uite aici m-a aruncat în asta, dar acum sunt și noi corect, uite așa. Aici vezi că e o cracără reșică. E ok? E ok? Mi-e frică! Am încoborât că o urci, nu-i chiar atât de rea. Păi da, mi-e frică. Păi e normal să-ți fie frică, și mie mi-a fost. Păi știu ce vrei să fac, dacă... Înțeleg, dar dacă ți-e frică, nu înseamnă că trebuie să mai iei, nu știu, action. Și dacă mi se întâmplă ceva, mă arunc? Te arunci după ele, lasă cadă, dar nu e chiar atât de rău. Hă, că am mare credere în tine, ce ai? Hă. Nu există să-ți fie frică. Bine. Hai! Mie tot mi-e frică. Tati meu, nu vreau să mor, tati meu. Tati meu, de ce am arătat asta, tati meu? Iei viteză, pe unde calc eu, calc și tu, da? Că eu tot cu 2x4 urc. Aolo! Mi-e frică! E normal să-ți fie frică, dar dacă ți-e frică, nu înseamnă că nu trebuie să mai gândești. Gândești fiecare mișcare pe care o faci cu ATV-ul, da? Hai, stai liniștit. O să te simți foarte bine sus. Gogo, nu pot. Uiați-mă, hai! Hai, nu ne mai gândim. I-ai dat direct? Bine, hai. Hai, ai ieșit ăsta. Hai, du-te. Secretul e să nu te duci în gaură. Hai. Atâta tot, ții de ghidon, bine. Da. Te ții după mine unde calc eu, calc și tu, că știi, îl simți. Haide. Hai, da. Hai. Care reșit că poți. Aici ai făcut stânga? Haide,
Ai văzut ce ai putut să urci? Mamă, dar știi că... Cum explici oamenilor că pe cameră nu se vede cu adevărat cât de abrupt este și cât de periculos e acolo în gaura aia? E chiar periculos. Am văzut, ai aruncat puțin acolo de spate, că și pe mine mă aruncă. Am putea încerca și mai în față, dar devine din ce în ce mai riscant pe aici. E gaura destul de mare. Dar știi că eu am țipat la tine să-i dai tare cât te oprise. Păi nu m-am oprit. Asta e ideea, eu nu trebuie să-i dea chiar viteza maximă pe care nu urnarea cu 50 pe aici. Am mers încât să ai tu viteza necesară. Cu ea, odată ce plece ăsta față de caixeul vechea lui Urare și ăsta pleacă o leacă mai greu de la zero încolo. Care e viteza de-aia? Înainte, înapoi și neutru. Caixeul era manual. Și e normal, când e manual, e dată întâi și e plecat. Hai să vedem unde mai merge, ne întoarcem de aici. Mai gândeam să mai urc eu odată, dar singur. Și tu rămâi sus aici. Păi hai, urcă-te pe el și întoarce-te. Ți-am mai povestit, trebuie să știi să te arunci de pe el, da? Da. Nu mi-e milă de el în caz de cear, nu cred că pățește, adică... Nu e problemă, luăm altul, ideea e să fii tu bine. Să nu te gândești la el, da? Nu glumesc. Da. O leacă înapoi, te duci acolo cu fața cât de mult poți, că o ia el singur înapoi. Întotdeauna roțile drepte, da? ATV-ul să fie drept pe urcare, întotdeauna, drept, nu lateral. Care? Gata. Apoi ia. Mare grijă. Da. Hai, baftă. Azi, acum nu am unde să mă mai întorc. Ia uite, să mută după pășa stânga, dreapta, foarte bine, așa trebuie. Oh, oh. Oh, Marine, oh. Uite, cred că asta e simțită. Pleacă-mă de aici. A luat crâncile alea. Dar nu e așa pe creu, uite, la coborâre e mult mai ușor. Uite, acum sunt safe, nu mai am ce pății. Oh, oh, Marine, oh. Cum e mă rarăși pe off-road? Îți place? Când te faci pravă la ăsta? Mă, 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 unire, ia, termină-te! A, da chiar, eu îi ziceam să coboare cu mine. Toată mi-o avut, nu contează, nu mai... Chiar dacă nu... Hai că nu mai știu să mai vorbesc. Chiar dacă nu mai e frică, hai că-l opresc ăla. Vezi că-i dau! Dă-i! Hai, hai, mă, hai! Dei, nu lăsa, nu lăsa, nu lăsa, nu lăsa, nu lăsa, dei. Bine, mă, dei. Au ce înclinat e, vedeți? Prea șmecher, prea șmecher. Acum nu mi-a fost frică deloc. Păi vezi? Și jos să-ți era frică, vezi despre ce vorbesc? Cum să-ți fie frică de ceva pe care nu l-ai încercat? Dar nu recomand să urcați voi acasă așa ceva. Trebuie să fiți cu cineva cu experiență, cineva mai mare. Nu vă duceți în două persoane de-o seamă cu rare să faceți voi minuni pe păduri. Nu poate celălalt copil să te salveze. No way, nicio șansă. Ideea e că la mine nu e bine, că eu pot să-l iau într-o mână. Stai tu aici, uite pe ATV-ul meu. Dacă vine vreun animal, îl pornești, știi să-l pornești, da? Păi da. Ce vrei să faci? Să urc un tău. Haideți, dragii moșului, să vă arăt cum să merge cu un CF Moto din ăsta, bombă. Îl turez dacă vine animal? Vii pe partea asta. Da. Hai, urca cu mine. Cum să faci așa ceva? Ia uite-l, buuu, ce te aruncă și ăsta de fund. De drumul de aici, de-i, drumul de... Doamne, se bate cu crăcele. Uite unde ce fuge, Marin! E Marin! Marin! Uite-te bă la el, țipă la el, ce-ai bă? Georgiana! Bine mă, Marinica. Hai, Marin! Uite ce se ridică ăsta cu mine. Hai, Marin! Marin, mă faci de râs, Marin! Și ai ars-o, Marin! Ai ars-o, Marin! De Marin! Cam 70 de chile, Marin! Marin! Ia uite, bă, Marinul! Cică nu trage, Marin, mă! Cică nu trage, Marin! Marin! De Marin! Uite, mă, s-a dus de el, mă! Hai, Marin! Ia uite pe Marin, ce-i place lui Marin! Au ce... M-am blocat. M-am blocat, fratele meu. Ușor, Marin, aici? Marin, nu mă face de râs, Marin. Unde n-ai
naiba să ducem? L-am rămas blocat, fratele meu. Am rămas blocat! Aoleu, Marin, stai acolo! M-a lăsat Marin în drum, bă. Hai, Marina, hai. Hai, Marin. Marin, ascultă-mă pe mine, că-ți face ceva gogucii, te oprești. Mă strigi, rari, și vin în coa. Goguci mă lasă pace și mă omoară. Hai sus! Scuză-mă, ce vrei să tai? Hai, Marine! Ia, ce face, mă? Marine, de ce cazi cu mine, Marine? M-a căzut. Marine, dă să cadă, bă. Ăsta cade cu mine, ascultați și vă spun că-l simt. Dă-i drum, cracă! Marin! Marin! De ce țipă la TV-ul meu? Bă, ce are? Gata, bre! Uite, ia, cum i-am dat seama că el merge pe parc? Sunt prea mult aici și mi-e frică de urși. Chiar au fost văzut urși și nu v-am mișcat. Urcii au coborât până acolo în sat, la magazin. Au văzut pe cameră ursul în fața, pe stradă, pe asfalt. Hai să coborăm. Ha. Și de data asta ne luăm după tine. Sau vrei să urcăm pe acolo, pe la noi? Cobor tu primul, mă țin după tine și în stradă, în principală, oprim să vedem unde mergem. Bine. Mamă, un cățeș. Bun, Marine, hai. Șor Georgiana, stai că mă uit la crăcile alea, dacă a dat vreo cracă Rareș. Bă, uite, bă, ce alunecă, bă. Așa, cum, ia. Mamă, m-au terorizat, mă, astea. Gata! Dă-i drumul de aici. Ia uite-mă pe asta, mă. În tine nu mai dau, draga mea, dar stai și în spate. Bă, Gogu, cine l-am coborât? Mamă, ce trage Georgiana toate mințile ține. Ia uite-mă! Dacă îmi pleacă după loc, drapea. Hai că eu am pe aici. Hai da! N-am văzut că am luat-o pe aici. Da, ce drifulesc! Haideți, fraților, ne vedem o leacă mai din față. De pe off-road, nu de pe țărână, știi ce zic? Priviți, dragii moșului, dragii noștri, ce înseamnă cu adevărat natura? Am făcut și noi o pauză aici și... De ce pauză? Pentru că... Oamenii mei au nevoie și la toaletă și simt... Atingi, atingi, ia! Băi, unde e? Nu contează! Unde e, mă? Am uite-o, e pozor! Zi tu, Rareș, că... Nu... E ceva extra... Bă! Pac... Nu cred așa ceva! Nu cred, stai, mă! Rareș! Unde a pus cheia, mâncați aș gurat? A luat cheia, uite... Păi de data asta nu mai iert. Măcar alerg mai repede ca el. De data asta nu mai iert. Hai, Marin, după. Ia uite, bă, ce dă-n gol. Ia uite, bă. Pentru treaba asta, Rareș. Rareș! Hai, Marin! Hai, Marin! Uite, am dat în baligă, în baligă pe gură. Aolo, Rareș! Hai, mă, Marin! Hai, Marin! Ia uite, bă, ce sare, Marin! Ulu, am dat de urși ăștia, doamne! Rareș! Vino cu a... Ulu! 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 Ia, l-am prins! Te-am prins! Mă pun în fața ta! Oh! Nu mai am șanse! Vino cu a ce? Vino cu a... Unde? Vino cu a... 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 A căzut, a căzut, vino cu ala, vino cu ala. Jos, jos. De ce furi lucrurile? Toate nu-s tale tale. Nu știu. Nu mai da. Au. Au. De ce furi? Vrei să te apăs pe burtă sau ceva? Mai furi ATV-ul meu? Nu. Zi? Nu. Bine, hai, înapoi cu off-road. Priviți-ne la intrarea în pădure. În pădure se zice, dar glumesc și eu, gata. Pornim pe Georgiana. Rareș, te ții după mine. Da. Fix pe unde merg eu, mergi și tu, da? Că și-o tot de ori patru sunt. Asta înseamnă că te dai puțin înapoi, că n-ai cum să iei pe aici, sau dacă vrei tu, încearcă. Gogu! Uite cât baligă ai pe tine. Aoleu, ce baligă am pe pantaloni. Ia uite ce baligă am pe pantaloni. Eu n-am. Aoleu, Rareș. Eu ți-am zis. Ce-i fac? Dă-i cu
ia, du-te și dă cu picior așa pe de ea. La TV-ul tău e. Haolo, de-aia miroase așa aici, a mea, am crezut că te-ai bășit mai rău. Hai să te văd! Hai să vedem cu ce mi-au balig astăzi, bă, picior, nici nu știu dacă s-o iau pus sau s-o las să usuce. Mamă, ce miroase. Am luat baliga aia mare, bă, ce urâtă. Ați văzut, v-am zis pe loc, mi-a intrat și în gură, dar las-o așa. Hai să vedem, Raș. Dacă urci pe aici. Îți trebuie viteză maximă. Uai, de cap. Așteaptă să urc eu să mă opresc. Da, da. Uuuu. Prea abruptă să urce, Raș, sincer. Îi dau? Blame! Bine! Haide! Ne pregătim a doua oară. Hei, muchacho! Va bine! Hai să-mi iau și-o căcăul ăsta de pe picior dacă nu te grăbești. Iac! Așa e când te pui cu cine nu trebuie. Așa e când furia TV-ul firara în laibii. Vezi că aici e numai de top speed. Yeah! Bravo, copacii! Asta e de top. Seriously? Și aici am blocat, da? Uite-te, te urci! Așteaptă o leacă! Hai! Să te dai pe spate aici! N-am mai fost aici! Te dai pe spate! Pe spate! Dă-te pe spate mult! Așa! Să nu frânezi brusc! Lasă să curgă! Să curgă! Să curgă! Perfect! Bune! Dă-i! Trebuie să mă uit și la el, trebuie să mă urc și la urși. Mă duc să-l salvez. Vezi că mi-am... Aoleu! Ce? Mi s-a îndoit ăsta. Hai, accelerează ușurel, da? Da. Au. Stai, stai. Lasă-l să curgă în spate. Vezi că mi-a ghidonul. N-are nimic. Stai. Wow. Și apoi dai blană, da? Hai, 3, 2, 1 și... Și? Uite-te de urci, da? Da, o să-mi dau ochelari jos? Da! A, ba nu, că-ți dau crăci! Bine, 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 bine! E riscant! Înseamnă că-i totul! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i, dă-i, dă-i! Bine! Întoarce? Întoarce, întoarce! Mamă, ce-am transpirat, mâncați aici gura ta! Du-te tu primul! Pe unde o iau eu, iei și tu, da? Da, da! Mare atenție, ții bine de ghidon! Orice s-ar întâmpla, nu pui piciorul jos decât atunci când vrei să renunți la TV, să te dai jos, da? Da! Hai să-l duc și pe ceva mai rău. E nașpa la toamnă că ți intră frunzele la evacuare. Există riscul de foc, să știți, luați-vă instictoare la voi. Nu, că se blochează mai în față! Ah. E bine că are spirit de observație, vede unde să intre, unde să iese. Bine, se blochează acolo pentru el și nu vreau să stau să-l împingem. Vreau să se bucure omul de off-road, nu să stau să împing la el. Uite, așa am putea lua pe aici ca să o luăm diferit. Aici cobori ușor și dai tare când ești pe urcare! Da. Uite așa! Știu. Mamă, rar, ce grijă aici. Uite, vedeți? Și voia să-și dau jos ochelarii, îmi pun și eu viziera. E destul de riscant. Wakey sunt cam cei mai sensibili, să știți, pe off-road. Dacă cumva, Doamne ferește, e vreo cracă ceva drept în ochi, nu cred că vrei. Am luat casca NOS NS9 pe off-road astăzi. Tot jonglez cu ele. Aceasta mi este puțin largă și făcând ceva light, adică fiind cu Rareș, nu vreau să mor de cald în aerocul ăla. Deși nu pot să zic că mori neapărat de cald, dar hai pe aici, așa cred.
mă. Am vrut să fac drift, dar lasă așa. Ai grijă la crăci! Lui plac astea așa tacticoase, știți? Să intri, să faci, să ieși, să mai rămâi o leacă blocat. Fix asta-i fac acum, plus că se învață o frunce aici. Din tactică, să zic așa. Mereu îi văd ăla de tractata lui Bogdan. Uite, doamne, câta pisică, doamne! Oh, leu, ce o avea, mă, de crezi pisicile astea așa pe munte. Să nu mai am vreo balică, că-mi bat picioarele. Uitați-vă ce am pe picior. Mă dura mult să-mi iau pantalon, că ce credeți? N-am, am venit. Trebuia să-mi iau alți pantaloni, pantalonii de off-road. Dar am zis că nu ne mozolim. Și uite-mă acum. Uite-l pe Goguci, nemozolit plin de balică. De cacau de vacă pe el. Mamă, mamă, cum trage, dar ei dau șprițuri, vă, frate, la accelerație și face ca toate hâle. Sper că se scurați acolo cu minți. Să aveți poftă bună dacă mâncați și vă mulțumesc pentru toată activitatea. Sunteți numărul 1. Ce jeguri. Jegurile naiba. Și nu fac asta ca să, wow, ce a făcut Goguci. Fac asta în puii mei să nu mă arunce toate gunoaiele. Toate gunoaiele aruncă gunoaie pe jos. Și nici n-am unde să-l pun, frate. Era mama lor de gunoaie. Mamă, ce m-a enervat. Hai, rele, și că! Ține-te bine de el, te dai la stânga? Te dai la stânga? Așa, așa. Ce ai grijă, sunt cele mai periculoase frunzele astea, ca lunici imediat pe ele. Așa, mă, Rareș, mă. Și aici l-ai redresat? Hai de Rareș. Aici ai grijă? Acum ai învățat, știi unde trebuie să-i dai. Și ai văzut când m-am mutat pe șa, te muți și tu, oricum te muți, am văzut că te muți. Dar ai văzut la un moment dat au fost niște crăci în pământ și face ATV-ul așa. Trebuie să ții bine de, de ghidon. Auzi, da, am o întrebare. A? Dacă așa e dâmbuie, trebuie să mă pun pe partea asta sau asta? Asta, nu? Te duci unde, unde e susul dâmbului, cum ar veni, nu te duci așa spre prăpastie. Aici, așa. Păi da, dacă e dâmbul așa, tu te duci încolo pe ATV, că dacă te duci încolo, ajuți ATV-ul să cadă. Tu îi schimb centrul de greutate, mulți centrul de greutate mai încolo, punându-te în stânga lui. Am uitat. N-are nimic. Fizică, o să te obișnuiești. Hai după mine, vedem ce e pe aici. Uuuu, unde te-am luat, bă, Rareș, bă? Hai, ardu-o. Ardu, ardu, ardu. Mamă. N-am fost niciodată aici, ești nebun la cap. N-am fost niciodată aici! Bravo că ai văzut aia! Wow, wow. Wow, Georgiana! Bă, dar unde ne-am aduce ăsta, frate? Mă blochez aici cu Rareș, mă pierd în pădurile astea. Copilul. Mamă, unde o duce aia, tati meu? E foarte periculoasă asta pentru tine. Și dau tare? Stai să mă duc să verific. Îi dau 4, 4, să văd ce e sus. Da. Stai bine aici, ai grijă. Mamă, e destul de nașpa. Nici o șansă, Rareș. Nici o șansă, bă, Rareș. Nici o șansă. Nu se vede pe cameră ce e aici, fratele meu. Bă, dar era mișto, bă, playground-ul ăsta. Știu eu, mă, să-i zic s-o dea? Îi dau! Să ții bine de ghidon! Păi și merge? Bă, cred că da! Stai un pic! Dacă cumva nu-ți mai urcă, pui frână și te lași pe fața lui cu toată greutatea. Să nu se dea peste cap! Vine așa pe acolo? A, e loc, da, e loc pe aici, uite! Nu, zi pe unde trebuie să mă duc! Unde sunt eu, pe aici? Aha!
O să vezi tu, că știi! Stai la mijloc! Nu, aici trebuie să stau! Bine! Du-te, ia, te-a vânt tare, rău de tot! Îmi pun ochelarii? Da! Hai bine, nu-i pune! Nu-i pune, nu-i pune, că nu-ți stâmpa tata! Hai, baftă! Hei! Mulțumesc! Urso! Ursachei! O, ce urgeam, ce frumos! Nu, 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 uite, bă, ce, ce lățăi a luat în fața acolo, ce o avea, mă! Nu, dar ia, stai, mă, să-mi pune ochelarii pentru orice eventualitate. Poate mintea mai mă vânt și nu, nu mă mai lasă să mai pot. Vedeți, mă, ce urcă rare și cu trocaretele ăsta. Dă-i! Ia uite, bă, de unde și-a vânt, bă, de acasă, bă. Îi dau! Să vezi ce mișto era coborât acum. Să știi că mie nu mi-a fost frică, mi-a fost mai frică la prima. Da? Da. A fost mai riscat. Te-ai prins curaj, despre asta e vorba, să prinzi curaj. Da, uite cât de sus suntem. Dar aveți idee cât de abrupt aici. Da. A fost mai riscantă decât prima? Nu. A fost mai riscantă prima? A fost mai riscantă, chiar dacă e mai scurtă. E vorba de riscurile, să zic așa, căzăturii. Pe unele rampe poți să cazi rău, pe asta nu cazi rău, pentru că în cazul în care erai singur și nu mai urcai, pui frâna ATV-ului și te dai jos pe el, dacă stă bine, dacă nu, nu. Ideea e să fii tu bine, niciodată fierul de lămâs. Păi uite ce am deblocat aici. N-am fost în viața mea pe aici, să știți. Zona asta unde ne dăm noi e atât de mare, încât nici după 2 ani, nu, nu, opri, nici după 2 ani nu l-am terminat de exploatat. Este huge, să știți. Hai, dăm încolo, merg eu primul, da, de urci. Ce urci? A, să te uiți. De urci? Trebuie să coborăm pe aici, după o să aia, coborăm pe aici, să vezi ce mișto e. Poți să treci? Nu, 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 dai! Bine! Hai! Am deblocat maze-ul. Am deblocat o nouă insulă. Ia, vezi, mă, cât de frumos e. Hai, Rareș, hai, Rareș. Unde ești, mă? Eu nu mai văd nimic, să nu știu dacă e pusă. Frână, frână! Nu te speria că n-are nimic. Da, acolo! Așa, mă, așa. Păi numai, că de aici nu are unde să mai urce. S-a blocat! Acum ce-ai găsit? Frână, frână! Nu dai drumul la frână! Suite pe el și dai în marș arier, că e mai sigur! Lasă-l să curgă! Așa, 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 așa! Pe unde calc eu, calc și tu, da? Da! Ai grijă mare, te lași pe spate. Bine, ai grijă la crăci, adică la asta. Și pe aici, pe unde am mai luat-o? Pe aici. Și că vrea să coboare aia pe care am urcat-o. Eu am o leacă emoții acolo. Și ar mai fi drumul ăsta. Rupă! Dai! Mamă, cât de frumos e pe aici, bă. Pe cuvântul meu, dacă am fost vreodată. Uite o ciupercă. Băbuții, știu că auzia asta pe vlog. Cel mai probabil o să fiu lângă tine cât de dicel, dar nu mai contează. Vreau să-ți spui mie așa cea. Eu îl numeam și pe Marin. Eu numeam Marin și pe care zic? Cum știu, spune-mi tu. Cam
până aici poți să urci, că acolo devine foarte înclinat. Putem coborî pe acolo sau pe aici? Dacă coborâm pe aici, nu mai ai cum să cobori pe acolo. Ce vrei să facem? Hai pe aia, că e mai riscant, e mai mișto. Păi da, și la ce m-am gândit eu? Ha? Poate coborâști pe altul arcin și noi nouă viteză și urcăm. Hai să vedem, ai grijă. Da. Dacă coborâm asta, nu mai urjare și... Păi nu, pe aici! Că asta... Hai, dă-i! Ia uite, bun, nu urcă pe 2x4. Ca să înțelegeți cât abrupt e. Uitați-vă și voi, ia. Ia uite și tu, na. E abrupt sau nu? E abrupt sau nu, firara al naibii? Poți să mă duc? Să vedem dacă mai găsim drumul ăla. Că nici eu nu le știu pe toate, că de-aia mă și pierd cu Dănuț mereu. Bine. Dă-i. Dacă cumva mai știți pe cineva care face ATV Vlog și are nevoie de susținere, lăsați jos în comentarii și toți cei care ne uităm la acest clip o să verificăm conturile pe care le dați voi în comentarii. Așa e frumos. Put o leacă de cura la frunze acolo. Perfect. Și aici a venit Rărășică. Aola, am ajuns la ea, da. N-am văzut-o. Cobor drept, ții bine tăghidon, gata de frână, nu frânezi brusc. Mai bine lasă curgă, dar nu lasă ea viteză și stai cât mai pe spate, așa. Nu vrei tu să cobori și pe ea, mă aștept. Hai, pe unde o iau eu? E bine, mă, Rărășică, în spate? Da. Nu pot să mă uit, mă uit acum repede, perfect. Da-te! Aia a fost, mă, Rărășică. Ești mirale! Ia să vedem. Tu, Doamne, cât a pisit! Ăsta a cioperca! Ia uite, bă! Cât a cioperca, Doamne! Cât a pisit, că, Doamne! Pă-mă, doamna, bă! Să nu pun mâna pe ea! Nu pune mâna! De ce? O fi la ea cu râie pe ea, ce ai? Hai cu calcă! Ai grijă aici, da? Da? Adică deja am multe emoții așa pentru el, sincer. Ia uite ce alunecă, frate. Bine, mă, bine. Hai să vedem pe unde ieșim, Rareș, că vedem că am blocatus sălbaticus pe aici. Unde vezi drum, anunți. Așa trebuie să facem pădure, că acum suntem pierduți. Uite acolo drum. Păi e drum, dar se îndepărtează de unde trebuie să ajungem noi. Noi trebuie să căutăm un drum spre încolo. Că unde e drum, e și siguranță pe coborâre, în teorie. Încolo? Ha, să vedem ce ai ales. Doamne, ce trage. Dă-i. Altă ciupercă. Ciuhovă. Hai să vă areși. Trebuie să-i dai tare de tot. Tare. Da, uite, bă, că am găsit areși drum. Dar unde o merge, bă? Unde o ieși ăsta? Mamă, ce rateuri de tati meu. Ce-am văzut, mă? Uliu! Ia uite, bă, cât a uliu, Doamne! Ia uite uliu! Uleu, cât a ăla, uite, ce e șalupă, mâncat, se aia și gura ta, nu știu dacă s-a văzut pe video. Are grijă? O ocupă-i mie, mi-a lunecă! Așa, mă, Rarege, îți rup eu craca asta. Ai grijă aici la ciotul ăsta, aici te urci din nou. Vai de capul meu ce urmează! Ha, uleu, Rarege, unde te-am luat, mă? Asta e, hai ca așa învață. Ăsta pe mijloc tot timpul, da? Da. Așa. Uleu, Doamne. Te rog, Doamne. Cercetează-mi astăzi inima. Doamne. E bine. Drept. Așa. Ușor. Fără frică. Nu trebuie să ai frică pe off-road. Ăla e. Aolo, nici nu mai zic ce urmează acum. Ulu.
Așa, așa. Stau eu aici, că în caz de se întâmplă ceva, să intre în mine. Să n-apucă, să n-apuce, pardon, să ia viteză. Ia uite ce e aici, tati meu. Ce fac? Așa, bravo, bravo, bravo. Până acolo, până acolo, până acolo. Ușurel acolo, acum ușurel și iei dreapta. Mă doare mâna! Îmi doare mâna? Ce să fac, domnul meu? Îți doare mânuța, mă, hai să facem o leacă de pauză dacă te doare mânuța, știi ce zic? Hai, tati meu, dacă te doare mânuța. Wow! Hai să facem o leacă de pauză, tati meu. Pauză dacă te doare mânuța. Nu mă doare. Hai, facem pauză, o leacă, mă. Ia uite, mă, gunoaiele care anuncă gunoaie. Asta a fost tot, fraților. Mulțumim foarte frumos pentru vizionare. Nu uitați să lăsați un comentariu dacă mai vreți tipul acesta de vloguri. Dacă îl mai vreți pe Rares, la fel, comentariu jos și like și share, pentru că ați văzut, de-aia și făcut atâta pauză, pentru că nu lăsați comentarii. Ne ajută foarte mult. Vă mulțumim. Și acum pe outro îl lăsăm pe Rares să se distreze aici, timp în care facem încheierea clipului, să spunem așa. Hai, Rares, și că distrează-te fără drifturi, că s-au făcut buzele alea acolo, da? Da. Urcă, coboară, fă ce vrei, Tălică. Da. Hai, da. Mulțumim încă o dată. Hai, ne mutăm pe Rares.